Ne bucurăm că în această dimineață îl avem cu noi pe fratele Gavi Moldovan de la Cluj-Napoca. Dânsul este președintele Misiunii Mondiale Unite, organizație care muncește pentru răspândirea viziunii misionare în rândurile bisericilor și a conducerii bisericilor din România. Bine ați venit, frate Moldovan! Sincer, mă întreb de pe acum ce se va întâmpla în săptămânile următoare. Duminică, dacă veți fi în bisericile locale, când 2000 de tineri prezenți aici la Peniel vor merge, vor bate la ușa comitetului bisericii, vor încerca să stea de vorbă cu păstorii și vor spune: frate, Domnul m-a chemat la misiune. 2000 de tineri vor încerca să obțină acceptul bisericilor să plece în misiune. Și surpriza dumneavoastră va fi să întâlniți o figură impasibilă. Hai să spună: când te-a chemat Domnul? La ce te-a chemat Domnul? Și să experimentați frustrare în relația cu biserica locală. Aș vrea în această dimineață să ne oprim la Scriptură, însă să înțelegem câte ceva din ceea ce este misiunea. Și dați-mi voie să citesc câteva versete din Faptele Apostolilor, capitolul 9, chemarea lui Saul din Tars. Dar Domnul le-a zis: du-te, căci el este un vas pe care l-am ales ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel. Și îi voi arăta tot ce are să sufere pentru numele meu. Anania a plecat și după ce a intrat în casă, a pus mâinile peste Saul și a zis: frate Saule, Domnul Iisus, care ți s-a arătat pe drumul pe care veneai, m-a trimis ca să capeți vederea și să te umpli de Duhul Sfânt. Chiar în clipa aceea au căzut de pe ochii lui un fel de solzi și el și-a căpătat iarăși vederea. Apoi s-a sculat și a fost botezat. După ce a mâncat, a prins iarăși putere. S-au rămas câteva zile cu ucenicii care erau în Damasc și îndată a început să propovăduiască în sinagogi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. În primul rând este nevoie de o chemare. Și în textul care tocmai l-am citit spunea Domnul Iisus lui Anania: eu l-am chemat și eu l-am ales. Foarte mulți dintre noi ne oprim însă de la orice lucrare spirituală, motivând că nu avem o chemare. Și vreau să subliniez, dragii mei, chiar dacă nu ai o chemare precum Saul din Tars, o lumină care să strălucească din cer, un glas care să se audă, o voce inteligibilă care să spună: te-am chemat să mergi în India, ori să mergi știu eu unde, în virtutea chemării tale la mântuire, tu ești chemat să-L vestești pe Domnul Iisus. În virtutea chemării tale să fii copilul Domnului și părtaș la împărăția Lui, ești chemat acolo unde ești să vorbești despre Domnul Iisus Hristos. Spune Apostolul Petru în 1 Petru, capitolul 2, despre acești oameni care au avut această chemare generală, cum o numim noi. Spune așa în versetul 9: voi sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt și așa mai departe. Citesc ultima parte a versetului, apoi spune așa: ca să vestiți puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată. Stau să mă întreb, de ce chemare specială ai nevoie ca să fii lumină în familia ta? De ce chemare specială este nevoie ca să fii lumină între colegii tăi, între prietenii tăi, între vecinii tăi? De ce chemare specială este nevoie ca să fii lumină în biserica în care slujești sau în care ești? Nu, nu, este suficient pe baza chemării la mântuire, care ai acceptat atunci când ai venit în fața Domnului Iisus și te-ai predat în mâna Lui.
Ești chemat să vorbești despre Domnul Iisus. Spunea în Epistola către Evrei, în capitolul 10, și îmi place așa de mult, un verset, versetul 23, să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre. Căci credincios este cel ce a făcut făgăduința. Pot era mai confortabil pentru noi creștinii secolului 21 dacă acest verset suna puțin altfel. Știți cum? Să ținem fără șovăire la nădejdea noastră. Însă aici scrie foarte clar, să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre. Ce spuneți dacă ați merge pe stradă acum, în secolul 21, și ați spune oamenilor, eu cred în revenirea Domnului Iisus Hristos. Mai mult, eu îl aștept pe Iisus să vină pe norii cerului. Și eu cred că atunci când El va veni, eu voi fi cu El în glorie. Ce vă spune oamenii? Nu vom avea de suferit. Nu vom fi ironizați? Poate hoiduiți? Ba da. Însă noi ne-am concentrat și ne-am adunat doar în biserica locală. Acolo predicăm, cântăm și ne rugăm. Însă Domnul ne cheamă să fim lumină, nu între cei patru pereți ai unei biserici locale, ci afară în societate. Acolo unde îți desfășori activitatea. Acolo unde ești mare parte a timpului tău. Nu în biserică în care stai 3 ore sau 2 ore la program. Place așa de mult biserica locală și avem ca model biserica din Faptele Apostolilor. Au fost foarte bine și s-au simțit foarte bine în biserica din Ierusalim până când a venit prigoana. Și în capitolul 8, versetul 1, ultima parte, spune un lucru frumos acolo. Toți, când a venit prigoana, afară de apostoli, știți ce au făcut? S-au împrăștiat prin părțile Iudeii și ale Samariei. Toți. Imaginați-vă biserica din localitatea unde sunteți dumneavoastră. Sibiu, Cluj sau în altă parte. Vine un val de prigoană peste ea și tot comitetul bisericii rămâne pe loc. Iar mulțimea membrilor, 1000, 2000 sau cât sunt, pleacă afară. Ce veți face? Ce a făcut biserica locală? Ascultați, câteva versete mai jos, versetul 4. Cei ce se împrăștiaseră mergeau din loc în loc și se ascundeau. Asta spune Scriptura. Nu. Cei ce se împrăștiaseră mergeau din loc în loc și propovăduiau cuvântul. Păi cum n-au avut chemare specială? N-au mers după Iisus? N-au văzut minunile lui Iisus? N-au avut acea revelație specială pe drumul Damascului? S-au dus totuși și au predicat Evanghelia. Ascultați ce spune Scriptura. Mâna Domnului era cu ei. Cu anonimii? Cu omul obișnuit din biserică? Da. Mâna Domnului este cu tinerii de aici dacă merg să predice Evanghelia. Nu ai nevoie de o revelație specială ca să mergi în localitatea în care stai, pe strada pe care stai, la școala unde ești, în familia în care trăiești, să fii lumină pentru Iisus Hristos. Nu ai nevoie de o chemare specială. Mâna Domnului este cu tine acolo unde ești, ca să răspândești, cum spune Pavel în 2 Corinteni, mireasma cunoștinței Lui. Facem asta? Știu colegii noștri că suntem creștini? Știu prietenii noștri care petrecem timp că suntem creștini? Că suntem copiii Domnului, că l-așteptăm pe El să vină? Știu ceva despre nădejdea noastră, despre credința noastră? Dragii mei, nu așteptați să plecați misionari în India, în Filipine, în Japonia, poate în America sau în țările occidentale, dacă aici, pe plan local, nu sunteți și nu suntem o mărturie. Nu așteptați. Domnul ne cheamă de aici să fim o mărturie. Și în textul care tocmai l-am citit, vreau să vă întreb, când a fost Pavel cu adevărat trimis în lucrarea aceea despre care vorbește textul nostru? Imediat? Nu. După mulți ani de zile. Însă ascultați ce spune textul care tocmai l-am citit. Spune așa, îndată a început să predice Evanghelia.
N-a avut nevoie de votul bisericii ca să meargă pe stradă între vecini, între prieteni, între cunoștințe, să vorbească despre Iisus. Nu, nu. Nu ai nevoie de acceptul comunității în care trăiești, a bisericii, ca să fii lumină. Ești chemat prin mandatul tău de creștin să fii lumină, să fii mireasmă. Și dacă nu ești aici, chiar dacă vei conjura pământul și marea, nu vei fi lumină nici acolo. Dacă aici, în societatea în care trăiești, nu ești lumină și n-ai curaj să-ți deschizi gura, să predici Evanghelia, să-L vestești pe Hristos Domnul, nu vei face nici în Japonia, nici în India, nici în altă țară, nici în Turcia și oriunde vei merge. O vei face presat, poate, de cei care te-au trimis, care așteaptă de la tine informații și rezultate. Aceasta este despre chemarea generală, dragii mei, pentru care nu avem nevoie de mandat special. Dar este vorba aici în Scriptură și de o chemare specială și probabil unii vei spune și vei merge la biserica locală: frate, Domnul m-a chemat, mi-a făcut o chemare specială la Peniel. Nu te aștepta să pleci imediat în misiune, că biserica va aștepta să vadă de la tine o adevărată schimbare. Să vadă că într-adevăr Hristos este în tine. Să se vadă în tine, în biserica locală, că e o schimbare radicală în viața ta. Și abia apoi biserica te va trimite. Să știți că este o verificare, se poate verifica chemarea aceasta specială. Așa de mult în cazul lui Pavel. Chemarea aceasta, în primul rând, este certificată de Dumnezeu. E comunicată de Dumnezeu, dragii mei. Și spune Domnul unui lider al bisericii locale, unui Anania: Anania, el este un vas ales. N-a fost suficientă revelația că Dumnezeu i-a făcut-o lui Anania, câteva capitole mai departe, pe când Pavel, pe când biserica din Antiohia postea și se ruga, Duhul lui Dumnezeu vorbește din nou și confirmă din nou chemarea specială a lui Pavel și spune: puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Pavel. A vorbit Dumnezeu ceva bisericii locale despre tine? Care vrei să pleci misionar nu știu unde? A vorbit Dumnezeu? Da, îți vorbește ție. Trebuie să vorbească și bisericii. Să miște Dumnezeu și biserica. Ascultați ce s-a întâmplat în cazul lui Pavel. Atunci când Antiohia a auzit mesajul de la Dumnezeu, spune așa, și-au pus mâinile peste Pavel și peste Barnaba și i-au lăsat să plece. Când Dumnezeu te va chema cu adevărat și vei dovedi prin trăirea ta de fiecare zi, prin pasiunea care o ai pentru Hristos și pentru lumea pierdută aici, local, atunci biserica îți va da girul și va spune: du-te, că Domnul te cheamă să mergi în altă parte. Sau dacă aici nu faci nimic, nu aștepta să fii trimis mai departe. Și mai este încă ceva, fraților, încă o verificare sau o confirmare. Confirmarea lui Dumnezeu, confirmarea bisericii și confirmarea rezultatelor din câmpul de lucru. Și nu vorbesc aici neapărat despre număr, câte biserici ai plantat, câți creștini sau câți oameni s-au convertit la Dumnezeu, nu, nu. Ci vorbesc despre însoțirea lui Dumnezeu cu tine. Spunea Apostolul Pavel în 2 Corinteni, capitolul 12, versetul 12: semnele unui apostol le-ați avut printre voi. Pavel spunea: Dumnezeu m-a chemat să fiu apostol, dar semnele unui apostol le-ați avut printre voi, corintenilor. Semnele unui misionar chemat trebuie să fie acolo în câmpul de lucru. Ești gata să pleci? Eu mă rog Domnului, frați și surori și stimați prieteni, toți că suntem aici, tineri, în primul rând, să nu fie numai 10%, cum spunea fratele Binu, oameni dedicați, să fie cei prezenți, toți dedicați pentru a fi o mărturie pe plan local. Doriți aceasta? Făgăduința Scripturii este
categorică: mâna Domnului este peste voi. Mâna Domnului este cu noi. Dacă acceptăm să ne subordonăm voii lui Dumnezeu, să fim mărturie pe plan local. Și apoi, când noi vom fi credincioși Domnului, cum spune Scriptura, în lucrurile mărunte, în lucrurile mici, El ne va încredința lucrurile mari, adevăratele bogății. Vreau să mai precizez încă ceva, fraților. Tot legat de lucrare. Uitându-mă tot la exemplul Pavel, lucrarea începe și trebuie să înceapă în biserica locală. Subliniez. Lucrarea începe și trebuie să înceapă misiunea din biserica locală. Nu mi-a vorbit Domnul mie ceva special și gata, fug, bat câmpii și mă duc pretutindeni, pentru că am în spate pe cineva care mă suportă bine și mă duc și fac ce vreau eu. Nu, nu. Biserica este cea care trebuie să mă trimită. Nu altcineva. Știu, cunosc elanul tineresc. Am fost și sunt tânăr încă. Și îmi place să văd multă energie, multă viață. Însă, dragii mei, fără suportul bisericii locale, într-un duh de răzvrătire, semănând, veți culege răzvrătire. Nu uitați! Într-un duh de neascultare semănând, veți culege neascultare. E un principiu al Scripturii, foarte clar enunțat. Ce seamănă omul, aceea va și secera. Aveți răbdare! În biserica locală să fiți lumină. Aveți răbdare în biserica locală să fiți o mireasmă a lui Hristos. Fac o paranteză aici. Sunt mulți tineri, multe tineri aici. Mireasmă are de a face cu mirosul. Folosiți parfumuri. Așa-i? Am observat grupe de, și în special tinerii folosesc, tinerele folosesc tot felul de parfumuri și cunosc atât de bine firma de parfumuri. Și dacă trece cineva pe stradă, unii tineri pot să spună: este un parfum ieftin. Ați auzit exprimarea asta? Ați auzit-o? Eu am auzit-o de multe ori. Alții, când văd că trece cineva pe stradă și se simte mirosul, spune: a, e parfum franțuzesc. Ce parfum suntem noi pentru Domnul? Acolo unde ne-a așezat El. Un parfum ieftin? Un parfum ieftin? Sau de cea mai înaltă valoare? Care răspândește mireasma lui Hristos pretutindeni. Domnul să ne binecuvinteze. Indiferent că ești în formația de cântare, în grupul de laudă și închinare, că ești printre tinerii dornici să facă misiune, ești chemat acolo unde ești să fii o mireasmă a lui Hristos. Să fii un martor pentru Hristos. Și apoi, mergând afară, biserica va vedea calitățile tale, chemarea ta, și te va trimite. Vine o zi când biserica te va trimite. Știți de ce? Că Dumnezeu este în control. Lucrarea de misiune nu este a ta, nu este a bisericii, este a lui Dumnezeu. Spun foarte mult că Hristos a fost primul misionar. Și adevărat. Primul care a venit în lumea noastră și a oferit modelul. Dumnezeu e Cel care trimite oamenii, care ne cheamă la parteneriat cu El. Pentru că El vrea lumea aceasta să fie câștigată pentru Sine. Să nu moară în păcat. Nu-i lucrarea ta, este a Domnului. Și dacă Domnul te-a chemat la lucrarea Lui, El va potrivi în așa fel lucrurile în biserica locală, încât în ziua potrivită, în ziua hotărâtă de El, nici mai devreme și nici mai târziu, se va deschide drumul și vei pleca acolo unde te cheamă Dumnezeu.
dar numai în cazul în care rămâi în credincioșie înaintea lui Dumnezeu. Cunosc tineri, nu puțini, care n-au avut răbdare. Au avut elan tineresc, pasiune și au dorit să plece și s-au dus. Au venit tineri și m-au spus, frate Gabi, uite, simt, am oportunitate să mă duc să plec misionar, nu știu eu unde. Cineva spunea în Austria, dar biserica nu e de acord. Biserica nu simte, biserica nu vrea. Ce să fac? Eu vreau să mă duc. Și am spus, știi ce, soră? Dacă biserica încă nu simte, poate n-a venit timpul. Du-te la biserica locală și fii lumină. Continuă să lucrezi în biserica locală. Continuă să investești în relație cu biserica locală. Și vine o zi când Dumnezeu deschide ușa la timpul Lui și vei pleca misionar. Nu unul, nu doi, nu zece, sute de misionari vor pleca din România până la marginea pământului. Că e voia lui Dumnezeu. Nu că ar fi voia bisericii sau unui păstor sau unei agenții de misiune. E planul lui Dumnezeu ca românii să ajungă misionari. Însă tu trebuie să fii lumină și să ai răbdare să rămâi în planul lui Dumnezeu. Când am fost în Turcia în anul 2001 și am întâlnit acolo un turc creștin de prin zona curdă a Turciei, îmi spunea, frate Gabi, vreau să spun experiența vieții mele. Unii o știți. Îl cheamă Ali. Eram un bun musulman în urmă cu 10 ani de zile și am plecat la Mecca să mă închin cu familia. Stând acolo și dormind în mașină noaptea după ce ne-am închinat, am auzit o voce care mi-a spus, Ali, locul tău nu este aici, vino după mine. S-a trezit Ali al nostru și a ieșit afară din mașină, s-a uitat, n-a văzut nimic, s-a culcat din nou. S-a repetat de 3 ore acest lucru și a 3-a oară spunea el, am văzut pe cineva care semăna cu Iisus Hristos și am înțeles că este Iisus. În noaptea aceea și-a trezit familia, soția și copiii și le-a spus, mie mi s-a descoperit Domnul. Și mi-a spus că El este adevăratul Domn și că eu n-am ce căuta aici, eu trebuie să plec după El. Și a plecat acasă noaptea aceea. Poate ați mai auzit povești de acestea. Ceea ce este însă foarte interesant și vreau să subliniez, dragii mei, timp de 7 ani de zile, omul acesta, în comunitatea în care trăia, a vorbit tuturor oamenilor despre revelația lui. Și a spus, mie mi s-a arătat Domnul Iisus al creștinilor și El este Domnul. Curiozitatea, știți în ce consta? Musulmanul acesta creștinat n-avea Biblie. Nici nu știa că există o scriptură. Dar pe baza unei revelații de la Dumnezeu a vorbit oamenilor fără să știe că are nevoie de o chemare sau că trebuie să fii chemat. Fără să știe prea multe din scriptură, a spus ceea ce Dumnezeu i-a spus. Câte Biblii aveți acasă? Personale. Câte? În câte traduceri? Poate aveți și în engleză și în greacă, cei care știu greaca. La câte studii, la câte seminare ați participat? La foarte multe. Dar cât de mult ați predicat despre Domnul? Dar cât de mult ați vorbit altora despre Domnul? Și cât de mulți au fost afectați cu Evanghelia prin prezența dumneavoastră? Că la urma urmei nu e important cât știi, ci e important cât împlinești din ceea ce știi, dragul meu. Nu cât de mare ți este capul, cât de mare ți e inima și cât de mare e voința și implicarea ta în lucrare. Dacă lucrarea aceasta începe în biserica locală, vreau să vă spun că această lucrare și sfârșește într-o biserică locală. Nu este suficient că împrăști mireasma pretutindeni. Nu este suficient că mergi și predici Evanghelia colegilor, prietenilor. Nu este chiar suficient să-i aduci până în faza botezului.
să încheie legământ în apă, să se boteze și apoi să-i lași să se ducă unde vor ei. Și am întâlnit tineri care spuneau, eu m-am întors la Domnul prin sau cu ocazia aceea. Și l-au întrebat, dar unde ești la biserică? La nicio biserică. Nu, nu. Nu există creștini individual fără o comunitate de credincioși, fără o biserică. Biblia spune că toți cei care se converteau erau botezați și încorporați în biserica locală. Lucrarea lui Pavel mergea și predica Evanghelia în localități, diferite localități. Finalitatea lucrării era noi credincioși în biserici locale. Nu-i suficient că ai predicat. Nu-i suficient că mergi și predici Evanghelia în localități 10, 20, 30, 100 de localități. Eram la Suceava la un curs de plantare de biserici și au venit doi tineri la mine și am zis, frate Gabi, noi suntem lucrători în 40 de localități. Wow! Și am întrebat, dar cum puteți lucra în 40? Păi mergem și predicăm Evanghelia odată la nu știu cât timp și asta e lucrarea noastră. Dar este vreo biserică în urma voastră? Păi nu este. Fraților, dragi tineri, sunteți motivați în această zi să veniți la misiune. Nu uitați, în primul rând trebuie să fiți martori credincioși și lumină și mărturie și miriasmă în anturajul vostru. Apoi, trebuie să fiți conștienți de faptul că lucrarea de misiune începe cu biserica locală. Și dacă începe cu biserica locală, suntem chemați să ne subordonăm autorității bisericii locale. Și apoi, în al treilea rând, slujirea voastră în câmpul de misiune, fie că e aici sau în altă parte, trebuie să sfârșească cu noi credincioși, încorporați în noi biserici locale. Domnul să ne binecuvinteze! Bucur că fratele Moldovan a spus ceea ce a spus. Eu cred din toată inima în misiune și pentru că sunteți mulți care ați spus că n-ați mai fost apenier. Câteva cuvinte să mă prezint. Mă numesc George Găvruș, sunt original din satul Mare, vara trecută m-am mutat la Cluj, unde m-am căsătorit cu George, cu Georgiana. Și pe care am întâlnit-o la Peniel, la fel ca și Oli, și-a găsit soția la Peniel. Deci e un loc bun pentru a-ți găsi partenerul de viață, dar nu fă din asta scopul principal pentru care vii aici. Dacă vorbim de misiune, mă gândesc ultimii 10 ani din viața mea, misiunea a fost tema care m-a preocupat foarte mult și am avut harul să slujesc cam 2 ani de zile în Afganistan. Am lucrat în perioada talibanilor mai mult și cam o jumătate de an am lucrat în Afganistan în anul trecut după căderea talibanilor. Și eu sunt un caz de misionar român. Aș vrea să vă povestesc pe scurt tocmai ceea ce ne spunea fratele Moldovan, să vă ilustrez cum au funcționat lucrurile astea în viața mea. Chemarea este un proces. Nu te aștepta că Dumnezeu te cheamă azi și mâine mergi în misiune. Dacă mă gândesc, au fost de prin 93 până 98, cam 5 ani de zile din momentul în care m-am gândit serios la misiune și simțeam că Dumnezeu mă cheamă până când am ajuns în Kandahar, în Afganistan. A fost un proces lung și lucrurile n-au fost clare de la început. Nu a fost un vis în miezul nopții în care Dumnezeu mi-a vorbit, George, hai că te chem și te trimit ca misionar. În primul rând, totul a pornit cu
dorința de a sluji pe Dumnezeu. Și sunt convins că sunteți mulți aici care vă puneți problema în felul ăsta. Doamne, vreau să te slujesc pe tine. Vreau să fac voia ta. Și asta e punctul de pornire. Să știți că sunt anumite motivații insuficiente pentru misiune. Cineva le numea motoare. Motoare ale mișcării misionare. Și unul dintre ele este nevoia. Vezi nevoia. Auzi aici de câți oameni nemântuiți mor în lumea musulmană, în lumea hindusă, în lumea budistă. Câte nevoi sunt în jur, câte nevoi sunt în România, câte nevoi sunt în Europa de vest. Toate acestea sunt bune. Dureri sunt pe tot locul în jurul nostru. Și asta te poate motiva pentru misiune, dar nu-i suficient. Statisticile. Ca misionar și eu folosesc de statisticile. De exemplu, procentul de misionari în lumea musulmană este de aproximativ 2 misionari, în ultimele statistici pe care le-am citit, 2 misionari la 1 milion de oameni, 1 milion de musulmani. Statisticile astea sunt foarte bune. Ne ajută să creăm strategii. Unde trebuie să ne canalizăm eforturile? Unde e mai mare nevoia? Dar doar cifrele astea pe care le auzim și care ne motivează nu sunt suficiente pentru ca noi să ajungem misionari. Pe urmă ți se oferă programe. Auzi prezentarea fratelui din Norvegia, auzi de YWAM, de OM, de SNI, de FNI, PRM și alte nume. Fiecare își oferă programul, fiecare îți oferă proiectul pe care îl au. Și sunt bune. Este nevoie de ele, dar nu e suficient nici asta. Pe urmă, pasiunea pentru suflete. Fără a avea o pasiune pentru suflete, fără a-ți păsa de oameni, a te preocupa cel de lângă tine, fără a fi convins că sufletul este mai important decât programele noastre, decât numele, decât bisericile, decât multe, multe alte lucruri, nu vei putea să faci misiune. Dar această pasiune pentru suflete, o are și mama Omida și Sunita, citeam de Sunita, și toate reclamele astea de vrăjitoare pe care le vezi în ziar. Și ele au pasiune pentru suflete. O au și Misa, au și Martorii lui Jehova, au și mormonii. Mai mult, diavolul are o pasiune pentru suflete. Dar nu e suficientă pasiunea pentru suflete. Singurul motiv suficient, singurul motor suficient de puternic pentru a fi misionar este dragostea nemărginită a lui Dumnezeu, care în primul rând te atinge pe tine și pe urmă te constrânge, te face să mergi misionar. Ziceam că chemarea e un proces. În 93 am avut de-a face cu musulmani. Pentru prima dată am avut colegi misionari. Am fost plecat din țară și la locul de muncă unde lucram aveam musulmani în jur. Și am ajuns să discut cu unul, cu altul, dar m-am simțit atât de neechipat, parcă nu știam ce să-i spun. Încercam să-i explic eu de Iisus, ce cred, cum cred eu. Și m-am simțit dezarmat așa. Vorbeam cu, mi-amintesc, cu un algerian, băiat așa bun. Și pe urmă am auzit că sunt, de fapt, peste 1 miliard de musulmani în lumea asta. Și vezi, atât de încețoșați în înțelegerea lor cu privire la Dumnezeu. Și ăla a fost punctul în care Dumnezeu mi-a pus ceva în inimă legat de misiune. Îmi amintesc că citeam cărți de misiune și cartea tradusă de GBV, Viața lui Hudson Taylor. Am citit-o chiar după Revoluție. Și îmi amintesc că vibra sufletul meu când citeam ce a făcut omul ăsta și după ce terminam sau în timp ce citeam cartea aia mă opream uneori și ziceam, Doamne, și eu aș vrea să fac așa ceva. Cred că mulți ați făcut lucrul ăsta, a spus asta lui Dumnezeu citind o carte despre un misionar, o mare a lui Dumnezeu, i-a zis, Doamne, și eu aș vrea să fac așa ceva. E bine, am ajuns la punctul în care mă rugam pentru asta, dar mă simțeam atât de nevrednic, ziceam, cum să fiu eu misionar, eu care nu sunt așa spiritual. Aveam o părere despre misionari că sunt niște supermeni, niște oameni
cu totul și cu totul excepționale. Și m-am înșelat. Am lucrat pe urmă cu misionari și între misionari, am trăit în aceeași casă cu ei și am văzut pe colegii mei, unii dintre ei care lucrează de 10, de 20, am întâlnit o femeie de peste 40 de ani în Afganistan, o viață întreagă. Și am văzut că e la fel ca mine. Adică imperfectă, cu slăbiciuni, oameni obișnuiți, dar care au ales să asculte de Dumnezeu. Deci, misionarii sunt oameni obișnuiți. Și în mintea mea era acest mare conflict. Bun, eu aș vrea, dar odată nici nu sigur că e voia lui Dumnezeu. Și eu, un om mărunt, un tânăr, fără experiență, fără cum pot să fac eu misiune? Foarte important este să îți cultivi chemarea. Am zis, chemarea este un proces. Și Oswald Chambers atât de plastic ne spune că chemarea Domnului e ca și un răsărit de soare. Întâi e întuneric și nu vezi nimic. Pe urmă, încep să distingi așa contururile. Pe urmă, pe măsură ce răsare soarele, poți să distingi culorile și până la urmă ai o imagine clară. Cam așa e și cu chemarea misionară. Dumnezeu lucrează în multe moduri. Și sunt întâlniri pe care le ai și mesaje pe care le auzi și circumstanțe prin care Dumnezeu îți vorbește. Am ajuns că m-am dus la școală biblică și am zis, Doamne, vreau să te slujesc pe tine. Și în sufletul meu tot asta era, aș vrea să fiu misionar. Și mă întreba câte un om, dar tu ce vrei să faci pe când termin? Și mi-era jenă să zic că eu vreau să fiu misionar, că cine știe ce o să creadă de mine? Da, ziceam, uite, eu simt, mi-ar place, cam asta cred, că aș vrea să misiune, știi? Și Dumnezeu s-a folosit de școala aia și s-a folosit de cursurile pe care le-am avut, cursul de misiune, cursul de, am avut introducere în Islam, evanghelizarea musulmanilor. Și mă rugam, și asta vă recomand să faceți, sunt broșuri, sunt cărți cu grupuri etnice. Vă spun care e nevoia acolo, ce popoare sunt, cât sunt creștini printre ei. Și am luat, nu știu de unde am cumpărat o broșurică de asta și mi-amintesc că mă rugam regulat pentru tot felul de grupuri etnice de care n-am auzit numai la geografie. Și Dumnezeu lucra în inima mea. Și m-am rugat pentru Afganistan, mă rugam pentru Asia Centrală, mă rugam pentru popoarele alea și citisem undeva prin anii 94-95 că ar fi 50 de milioane de musulmani în fostele republici ale Uniunii Sovietice. Cumva proaspăt descoperiți de către comunitatea misionară internațională. 50 de milioane. Și mă rugam Domnului. Și în timp lucrurile au devenit mai clare. Am studiat și asta e foarte important. E să te documentezi. Dacă crezi că Dumnezeu te cheamă într-o anumită direcție, citește. Acum e mult mai ușor. Există internet. Sunt atâtea resurse pe internet legate de misiune. Citește, studiază. Dacă crezi că Dumnezeu te cheamă la musulman sau la hinduș, pune mâna pe carte, documentează-te. Pe urmă, e important ca să începi să dai pentru misiune. Misiunea implică eforturi financiare. Mi-amintesc, prin 94 am avut un prieten care a plecat în misiune. A fost un exemplu pentru mine și am încercat să contribui eu și eu cât puteam din banii mei de student. Încearcă să contribui, să dai pentru misiune. E importantă misiunea pe termen scurt. În primul rând, eu cred în misiune pe termen lung. În Afganistan, exemplu, odată că, mai ales și pe vremea talibanilor, dar și acum, era interzis să evanghelizezi. Era interzis să vestești o altă religie. Pe vremea talibanilor s-a dat decret. Eram în Kabul când s-a dat decretul, dacă cineva îndrăznește să vestească o altă religie decât Islamul, va fi omorât. Și era o mare frică între misionari. Și mi-amintesc că am avut harul să vorbesc odată comunității de misionari din Kabul. Și am vorbit de Richard Rumbrand, de Iosif Tson și de toate modelele astea pe care le avem noi și pe care creștinii din vest nu le au. Noi avem o moștenire grozavă de oameni care au mers înaintea noastră, care au suferit pentru Evanghelie, pe care noi nu trebuie să uităm, ci să ne inspirăm din viața lor. Și pentru mine cele mai mari modele sunt oamenii ăștia. Românii care au suferit, bunicul meu care nu a avut multă școală, a fost arestat, bătut pentru Evanghelie. Și eu zis, nu cumva să mai predici. Și
Când i-a dat drumul, ce-a făcut bunicul? S-a dus și a continuat să predice. Nici nu s-a pus în discuție. Și când am spus asta misionarilor în Kabul, foarte mulți plângeau și au zis, noi nu avem lucrul ăsta. Și de-aia eu cred din toată inima că noi românii avem o moștenire și avem o pregătire pe care alții nu au și Dumnezeu o poate folosi pe câmpul de misiune. E important să faci și misiune pe termen scurt. Ziceam, eu cred în misiune pe termen lung. În Afganistan, de exemplu, nu poți să faci mare lucru dacă te duci pe 2 săptămâni. E o cultură atât de diferită încât 2 săptămâni e aproape nimic. O lună, 2 e foarte puțin. Ca să ajungi să fii eficient acolo, trebuie să trăiești ca ei și asta am încercat să o facem și noi. Cât timp am fost în Afganistan, purtam barbă și hainele alea și turban și toată îmbrăcăminte de acolo. Mergeam prin bazar, stăteam alături de talibani și la un moment dat nu mă deosebeam de ei. Mie nu venea să cred că las eu când mă vedeam în poze. E bine, ca să fii eficient, gândește-te pe termen lung. E nevoie ca să reprezinți pe Hristos acolo. Că Dumnezeu nu s-a limitat a rămâne în cer și a ne trimite porunci, ci a venit pe pământ și l-am văzut pe Iisus Hristos. Și exact același lucru trebuie să facem și noi. Iată, vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor. Modelul nostru este Hristos. Culturile astea mai înapoiate sunt mult mai complicate. Dacă te duci în America, ți-e mult mai ușor să te adaptezi la stilul american, stilul de viață american. E mult mai ușor să înveți regulile sociale de acolo. Ei, te duci în Afganistan, ai o listă de reguli nescrise. Sunt atâtea lucruri pe care nu ai voie să le faci pentru că vei ofensa pe cineva și asta te poate costa viața. Și de aia trebuie mult timp până să ajungi să faci ceva, să fii eficient în Afganistan. Și în multe alte țări e la fel. Dar, spuneam, cred în misiune pe termen lung, dar e importantă și misiunea pe termen scurt. Dacă crezi că Dumnezeu te cheamă ca misionar, caută oportunitate să mergi, să testezi apa. Înainte de a sări în apă și a nota, bagă un picior puțin să vezi cât e de rece, cât e de caldă. E important. O experiență care te va învăța multe. Poate spui, cum zicea fratele moldovan, sunt biserică, dar uite, eu vreau să merg misionar și vreau să mă duc acum. Dar păstorul crede că tu trebuie să mai stai. Poate păstorul tău nu are nici un pic de viziune în direcția asta. Un lucru practic pe care poți să-l faci. Invită un misionar la biserica ta. Vorbește cu păstorul și spune, uite, aș vrea să invit un misionar să avem o slujbă de misiune. Și ia pe misionar și pune-l în casa păstorului. Poate Dumnezeu face să se molipsească și păstorul. Am fost 4 ani la școală și în timpul ăsta Dumnezeu mi-a confirmat chemarea. Dumnezeu a lucrat în felul ăsta că am avut și un mentor, David Atterbury, care a lucrat în Afganistan și el a venit și ne-a predat un curs. Ne-a vorbit de Afganistan, simțeam că ăsta e locul în care Dumnezeu mă cheamă. Și Dumnezeu mi-a confirmat lucrul ăsta. Dar în timpul ăsta n-am stat degeaba și am așteptat biletul de avion și viza să plec în Afganistan. În timpul ăsta, împreună cu Oli, am început Penielul, taberele Peniel, conferințele. M-am implicat în biserică, diferite lucrări, ce poate să facă un tânăr care se implică în evanghelizare, în tot ce era nevoie. Și în felul ăsta oamenii ajung să te cunoască, păstorul să câștige încredere în tine. E important ca să lucrezi. Ce spunea și fratele moldovan și acum tot repet ce a spus el, dar e important, dacă tu nu faci nimic aici, dacă tu ești șomer spiritual în România, să nu te înșel, dragul meu, că mergând dincolo treci, știu, peste mărți și țări și aterizezi acolo ca un om spiritual care n-ai fost acasă. Misiunea începe de aici. Și e foarte important să te implici în lucrare. Și apoi să vorbești de viziunea pe care o ai. Oamenii trebuie să știe. Și în cazul meu, bine, marea problemă pentru mulți sunt banii, resurse financiare. Eu nu cred că banii sunt cea mai mare problemă pentru misiune. Eu nu cred că românii nu fac misiune pentru că nu au bani. Vă pun o întrebare. Ce ziceți? Câți bani s-ar strânge? Pentru că noi aici credem în valoarea sufletului, credem în nevoia de evangelizare și credem în misiune. Și dacă am spune acum,
haideți să facem un exercițiu de dărnicie și să dăm toate telefoanele mobile din sala asta. Le punem, aducem câțiva saci, sau nu știu, coșuri, că sacii s-ar rupe, și punem telefoane mobile și găsim un frate care are un magazin de telefoane și le vinde el la second hand și banii aia îi folosim pentru misiune. Câte bilete de avion s-ar plăti din asta? Câți misionari ar fi susținuți pe ce perioadă de timp? Misiunea nu se face neapărat cu bani foarte mulți. Experiența mea a fost asta. Eram la tabăra de Peniel din 98, tema a fost misiune, urma să plec peste o lună în Afganistan. Și am cerut un angajament, cine vrea să mă susțină, pentru că am învățat un lucru, nu trebuie să-ți fie rușine să ceri atunci când ceri pentru lucrarea Domnului, că eu nu m-am dus în misiune ca să mă îmbogățesc, nu m-am dus ca să o duc mai bine, nu m-am dus ca să îmi fie mai ușor acolo și nici pentru celebritate sau alte treburi. M-am dus datorită dragostei lui Dumnezeu care a lucrat în viața mea, în inima mea. Și tinerii s-au angajat și am cerut un dolar pe lună. Asta înseamnă 32.000, acolo 33.000 pe lună de persoană. Și când ai 200-300 de tineri care se angajează cu asta și sunt consecvenți, poți să susții un misionar. Și asta era 98, când românii erau mai săraci ca și acum, că recunoaștem sau nu. Azi, dacă găsești 100 de oameni care să-ți dea 100.000 pe lună, ar fi 3 dolari de persoană, să înseamnă 300 de dolari pe lună. 100 de oameni. 100 de oameni care se angajeze de la data până la data de. Un an de zile, 2 ani de zile. Se poate. Așa am făcut eu și când m-am dus prima dată, aproape toate fondurile mi-au fost de la tineri din România. Și tineri ca și voi, cu bani puțini, studenți, elevi. Și pur m-am văzut și pe alții. M-am bucurat când am întâlnit mai mulți, un băiat care acum a plecat în Tibet luna asta și mi-a zis, eu am 50 de oameni care mă susțin cu atâta pe lună. Am suficienți bani ca să mă duc în misiune. Deci se poate. Și am avut harul ăsta să fiu susținut de biserica locală. Am găsit înțelegere, a fost biserica din satul mare, bisericile din jur, tinerii de la Peniel și în cei 2 ani de zile, aproape 2 ani cât am petrecut pe câmpul de misiune, niciodată nu am ajuns să nu am bani. Să duc cu adevărat lipsă. Dumnezeu a purtat de grijă. Și de-aia eu cred din toată inima că banii nu sunt o problemă. Ce important că este să înveți limba engleză. Că îți place, că nu-ți place. Și eu la Revoluție nu știam o babă engleză. Trebuie să învăț limba engleză, pentru că vei lucra într-o comunitate internațională. Mie mi s-a întâmplat să trăiesc în Afganistan și eram singurul român în toată țara. Luni de zile n-am vorbit cu nimeni românește. N-aveai ce să faci. Trebuia să vorbești în engleză, trebuia să cânți în engleză, să te rogi în engleză. Da? Era cel mai neplăcut lucru pentru mine la început. Cum să mă rog eu în limba engleză? Dar ce, Domnul, nu mă înțelege pe românește? O trebuie să mă las la o parte din românismul meu, să-mi dau seama că nu a început creștinismul cu noi, s-a sfârșit cu noi. Mi-am dat seama cât de intolerant sunt ca român. Obișnuit cu stilul nostru. Când Domnul m-a lăsat acolo în mijlocul Afganistanului, cu o mână de oameni din 10 țări, o trebuie să înveți să trăiești cu ceilalți. E foarte important să înveți limba engleză. Dacă Domnul te cheamă ca misionar, vei avea mare nevoie de ea. Sunt lucruri practice. Dar eu cred că Dumnezeu are mulți tineri din România și, cum am zis, cred că Dumnezeu ne-a calificat într-un mod aparte pentru misiune și inima mea este încă tot pentru misiune, pentru Afganistan. Vara asta vrem împreună cu soția să mergem pe câteva luni și pe când își va termina ea facultatea să mergem pe mai mulți ani. Și bucuria mea este că în vara asta mai este o tânără din România care va veni cu noi. Ea de ani de zile se pregătește. A mers 2 ani în Anglia ca să studieze engleza, că nu se descurca nici cum cu limba asta. S-a pregătit și e la o vârstă la care matură și biserica ei o susține și în vara asta, cu ajutorul Domnului, va veni cu noi în Afganistan. Și ea vrea să meargă acolo pe termen lung. Și asta e o mare, mare bucurie. Sunt mulți alți tineri din România care sunt interesați de misiune. Eu vă încurajez, cultivați chemarea lui Dumnezeu. Dumnezeu se poate folosi de oameni simpli ca și noi.
Trebuie să îndrăznești. Trebuie să te pui la dispoziția Lui. Este un preț care trebuie plătit. Va trebui să lași în urmă anumite lucruri. Nu e ușor să mergi într-o lume ostilă, străină, ciudată. Oameni pe care nu-i înțelegi, nu le înțelegi limba, nu le înțelegi cultura. E frumos privit de acasă, te gândești, mă duc în, nu știu unde, într-o țară de asta exotică. Dar vă zic că după 2-3 săptămâni, exotismul ăsta se uzează. Nu mai rămâne mult din el. Ți-e dor de acasă. Te-ai săturat de prea mult nou. Ai probleme de sănătate. E praf și e mizerie și e sărăcie. Și oameni pe care nu-i înțelegi, și oameni care sunt răi cu tine. Și parcă ți s-a dus elanul. Și atunci e importantă chemarea lui Dumnezeu. Convingerea aia care o ai din toată inima, că ăsta e locul în care Dumnezeu m-a chemat să lucrez. Și eram în Kandahar pe vremea talibanilor. Eram 3 creștini în tot sudul Afganistanului. 4 luni de zile n-am întâlnit niciun alt creștin. Probabil 3 luni de zile, 4 luni am stat fără să plec de acolo. După vreo 3 luni ne-a vizitat cineva, trecut așa în trecere. O seară a fost pe la noi. O soră care era misionară și a fost ca un înger al lui Dumnezeu pentru noi. Și când ești în situația aia, numai chemarea, numai convingerea, numai ce ți-a promis Dumnezeu când erai acasă, te țin. Pentru că e greu. Am rupt un ligament și a trebuit primele 7 săptămâni în Afganistan să petrec în cârje. Și eram izolat și n-aveam vize, nu puteam să plecăm de acolo, în Pakistan sau în altă parte. Și n-a fost ușor. Dar momentele alea, promisiunile lui Dumnezeu, convingerea că ăsta e locul cel mai bun pentru mine, convingerea că Dumnezeu e Cel care își zidește biserica și nu noi, a fost cea care n-a ținut. Eu vreau să vă invit acum să vă gândiți serios la misiune. E cea mai împlinită viață pe care poți să o ai. Atunci când te duci și știi că eforturile tale sunt pentru asta. Nu te-ai dus pentru niciun alt motiv decât pentru slava lui Dumnezeu, pentru a mântui suflete. E o mare, mare împlinire. Și atunci prețul plătit pare mic. Ce ai lăsat în urmă nu mai are așa importanță. Aș vrea să vă gândiți în aceste momente și să-ți pui serios problema. Doamne, oare vrei să mă folosești și pe mine ca misionar? Și mai mult, să-i spui, Doamne, vreau să mă pun la dispoziția Ta. Iată-mă, trimite-mă. Și talentele pe care le ai, nu contează ce calificare ai. Nu trebuie să ai 4 ani de teologie ca să fii misionar. Ajută, dar nu-i obligatoriu. Poate ești bun mecanic. E nevoie de mecanici pe câmpul de misiune. Te pregătești în medicină. Întotdeauna e nevoie de medici. Dumnezeu se poate folosi exact de ceea ce ți-a dat. De înzestrarea pe care o ai. Și la fel ca lui Gedeon, el îți spune, viteazule, hai că vreau să fac ceva cu tine. În timp ce cântăm această cântare, invit în față pe toți cei care vor să se pună în mâna lui Dumnezeu pentru a fi folosiți pe câmpul de misiune. Nu știu unde, poate fi în jur, în țările din jur, poate fi în țări îndepărtate, poate fi între atei sau între musulmani sau între budiști, între hinduși, poate fi în India, în China, țări foste comuniste sau comuniste. Dumnezeu are nevoie de misionari. Și suntem aici 3.000 de tineri, jur de 3.000 de tineri, care Dumnezeu are oameni pe care îi cheamă la lucrare. Vrem să ne rugăm pentru voi, vă invit să veniți în față. O, marele sunt gata de recoltă, iar lucrătorii sunt așa puțini. Mă dăruiesc, o Doamne, de-ntregime, ca să culeg revolta dintre spini. Atunci când Dumnezeu ne cheamă, El întotdeauna ne dă har pentru lucrarea la care ne-a chemat.
aici ca să fii misionar într-o anumită țară, ca să fii în India, Dumnezeu îți va da har și ajutor ca să poți să slujești acolo în India. Pentru a fi un martor al Lui aici în România, ai nevoie de harul lui Dumnezeu. De aceea, tot ceea ce facem noi, misionarii, nu este datorită nouă, nu e datorită puterii noastre, ci este harul și puterea lui Dumnezeu. Așa că nu pe baza meritelor noastre, nu pe baza abilităților și a puterii noastre vom face vreodată ceva pentru Domnul, ci este doar harul Lui și de aia toată slava este numai Lui. Invit pe frații păstori, frații lucrători, haideți vă rog, rugați-vă pentru cei care au ieșit în față, ca Dumnezeu să binecuvânteze decizia lor. Lucitoare sau pâlpâind, este un Duh Sfânt ce aprinde focul și dă lumină celor din jur. Poartă-ți lumina prin să-i găsești iar pe cei pierduți. Poartă lumina ca toți să o vadă. Dă lumină celor din jur. Dă lumină celor din jur. Pierduți.